nu ai plecat. Chiar te-am arătat chemarea și n-am răspuns așa cum ți-ai dorit. Ai așteptat, știind că așteptarea va fi cu rod. Ce mult tu m-ai iubit! Ai plâns discret, o pentru a câta oară, și ai oftat din greu și te-ai rugat. Ipocrizia mea avea să doară. Eu te-am rănit, iar tu m-ai așteptat. De ce ai fost atât de bun cu mine? Ce ai văzut în vasul meu mizer? Pe când să-ți răspund, mi-era rușine, tu mă scriai în cartea ta din cer. Când încă mai slujeam pe lângă cocini, mă ocroteai cu brațul de tribun și mă ofereai și apartament cu ocini, ca unui fiu ascultător și bun. N-aș fi gândit să am așa favoare, tu m-ai creat, iar eu m-am depărtat. Nu îndrăzneam să vin să cer iertare, crezând că sunt tratat și condamnat. Nu sunt în stare, nu găsesc cuvinte să pot iubirea ta să definesc. Tot ce îmi vine pe moment în minte sunt doar trei vorbe. Doamne, te iubesc. Amin.